Sala de ședință a prefecturii Giurgiu a fost plină azi de reprezentanțe instituțiilor giurgiuvene care au participat la ceremonia de investire a lui Laurențiu Țintea în funcția de subprefect al județului. Așa cum se procedează în astfel de cazuri, prefectul dă citire hotărârii de guvern prin care este numit noul subprefect, moment urmat de depunerea jurământului. Avem fericita ocazie astăzi de a avea și eu subprefect. Știți că o bucată de vreme nu am avut, oricum. Toți subprefecții care au fost în prefectura Giurgiu au avut o soartă bună, pentru că au mers mai sus, așa încât la fel va fi și cu noul subprefect, probabil. Oricum, pentru mine este foarte bine că am un ajutor de nădejde acum. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională publică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Emoționat și totodată onorat de noua funcție pe care o ocupă temporar, Laurențiu Țintea a ținut să precizeze că pe durata mandatului său va fi un subprefect echidistant, fără culoare politică și care va veghea în permanență la respectarea legilor. Aș vrea să vă asigur că ocuparea acestei funcții nu va anula, să zic, sau nu va afecta unele calități, cum ar fi echilibru, moderația, echidistanța și nu în ultimul rând respectul pentru lege. La finalul ceremoniei, noul subprefect de Giurgiu a închinat o cupă de șampanie cu cei prezenți, din partea cărora a primit felicitări și urări de bine pentru viitor. Laurențiu Țintea s-a născut în București, are 39 de ani și până în prezent a fost prezentator TV și realizator de emisiuni, a lucrat în domeniul bancar și a ocupat funcția de director al Direcției de Taxe și Impozite Giurgiu.